În sudul țării, întreprinderile silvice se află în proces de acumulare a lemnelor de foc pentru vânzare. Tăierile au loc în localitățile Ciocmaidan, Dudulești și Dezghingea. 11 echipe pregătesc parcelele pentru tăiere. După depozitare, lemnele vor fi vândute populației. Planul anual de silvicultură este de 4,5 mii de metri cubi, dintre care peste 2000 de metri cubi sunt pentru tăierea de toamnă. În municipiul Comrat vor fi asigurate cu lemne de foc în primul rând cele peste 300 de persoane nevoiașe, apoi ceilalți peste 2000 de solicitanți. În spațiile forestiere gestionate de întreprinderea silvică Comrat, zeci de angajați lucrează la curățarea parcelelor de arbuști, la tăierea arborilor și la sortarea lemnelor de foc. De exemplu, pe acest teren de lângă satul Ciocmaidan vor fi pregătite aproximativ 50 de metri steri de masă lemnoasă. Lucrăm 5 zile pe săptămână, curățăm pădurea, pregătim lemne de foc, le sortăm după mărime și le stivuim la metru ster. Tăiem de aproape 3 săptămâni, am primit permisiunea. În brigadă am astăzi 4 oameni care taie cu drujba, care ajută la scos crengile, alții depozitează lemnele. Urmează să vină un maestru care va măsura volumul, apoi lemnele vor fi sigilate și vom chema tractorul. Cei de pe loc vin aici și încarcă lemnele pentru a le transporta acasă. Lemnele vor fi repartizate în 2 tranșe. La început, câte 3 metri steri de masă lemnoasă la cei de pe listă. Avem o listă de 140 de persoane. Cei cărora nu le va fi suficient vor mai primi câte 2 metri steri de lemn. Lucrările de exploatare forestiere vor continua până la sfârșitul lunii decembrie. Lucrările de pregătire au început la sfârșitul lunii septembrie. Din 3 octombrie a început tăierea masivă. Pentru întreg anul, planul este de 4,5 mii de metri cubi, dintre care tăierile de toamnă depășesc 2000 și 3000. Lucrăm după listele primăriilor, în primul rând pentru cei nevoiași și invalizi, apoi pentru pensionari. Pentru lemne de foc vor fi folosiți copacii uscați de salcâm, frasin, mesteacăn, ulm, dar și pomi fructiferi care cresc în pădure.